poate unul dintre termenele cele mai precar înțelese din întregul patrimoniu al înțelepciunii orientale este karma. Am întâlnit în foarte multe discuții utilizarea lui absolut eronată, ceea ce poate stârni grave confuzii. Și să nu uităm că până la urmă un adevăr prost înțeles poate deveni chiar mai periculos decât o minciună. Așadar, sanscritul karma, care are în corespondență conceptul chinez go, semnifică orice acțiune generată cu ajutorul gurii, corpului și conștiinței. Iisus, când spune că păcatul poate fi săvârșit cu vorba, fapta sau gândul, se referă la karma, însă terminologia aramaică a găsit ca sinonim expresia cu toată ființa. Deci, intenția, gândul, rostirea și acțiunea prin care un om creează o relație cu semenii, cu mediul înconjurător și cu universul în general, se numește karma. Aceeași idee o regăsim în doctrinele iudeo-creștine când ne referim la conceptul după faptă și răsplată, adică acțiunile trecute generează efectele viitoare într-un raport perfect de cauză și efect. Hindusul spune așa, karma bună din trecut generează răsplata în viitor, karma rea din trecut naște pedeapsa din viitor. Evident, tot ceea ce am creat în trecut își găsește actualizarea treptat în prezent, întrucât efectele nu se manifestă toate odată, ci progresiv. Unele sunt imediate, altele însă în stare latentă. Important este să conștientizăm că noi generăm prin liberul arbitru karma bună sau karma rea. Dintotdeauna, în toate marile culturi ale lumii, crima, hoția, minciuna, trădarea, corupția sunt generatoare de karmă rea. Din această perspectivă, dacă privim cele 10 porunci din Vechiul Testament, am putea să le considerăm un avertizor foarte clar pentru noi toți că dacă nu le respectăm, să ne așteptăm să primim pedeapsa. Iar cele 9 ferinciri din creștinism ne arată foarte clar că urmându-le vom putea primi cu toții în cele din urmă răsplata. Este vorba despre karmă, dar altfel spus. În budism, de exemplu, există 5 principii fundamentale pe care oricine le va respecta, va avea o karmă bună. Să nu ucizi, să nu furi, să nu ai o viață sexuală imorală, să nu-ți întunești mintea cu prea mult alcool sau droguri, să nu minți, bârfești sau să critici. A nu ucide înseamnă într-un sens mai larg să nu-i faci pe alții să sufere, să nu urăști, să nu fii gelos, căci toate aceste acțiuni sunt tot o formă de crimă, nu împotriva trupului neapărat, dar asupra sufletului. A nu fura se referă la un concept ceva mai larg, adică să nu te folosești de ceea ce nu este al tău fără permisiune. În India se credea că cel care locuia în preajma obiectelor furate se îmbolnăvea. Înțeleptul Solomon spune și el foarte clar că omul se poate bucura de ceea ce este al lui și niciodată de ceea ce nu este al lui. Viața sexuală imorală este foarte bine descrisă într-una din sutrele budiste. Când calea sexului dintre un bărbat și o femeie este justă, atunci clima, vremea sunt și ele juste. Dacă practica acestei căi este însă dezordonată, ordinea cosmică este afectată, antrenând decadența civilizației și pieirea ei. Pentru înțelepții din Orient, viața sexuală justă înseamnă armonie perfectă între energiile yin și yang, masculin și feminin, nu doar trupește, ci și mental și sufletește. Împreunarea sexuală este acea taină matematică unde 1 plus 1 fac tot 1. În conceptele orientale, mintea trebuie să rămână limpede. Creștinii numesc această stare prezență duhovnicească, adică să rămâi perfect lucid în toate stările ființei, chiar și atunci când dormi, pentru că așa rămâi conectat permanent cu Dumnezeu. Budiștii spun că îmbătarea permanentă a simțurilor este ca o despărțire de adevăr. De aceea este recomandată cumpătarea în consumul de alcool și narcotice, dar și moderație în tot ceea ce înseamnă stimularea senzorială. Hristos spune, căutați adevărul și el vă va face liberi. În budism, unul dintre factorii declanșatori de karmă rea este minciuna sub toate formele ei, bârfă, critică, jignire. Există un singur adevăr, că Dumnezeu se află deopotrivă în fiecare dintre noi și în toată creația. Și atunci cum putem susține că nu este așa? Când mințim, ne mințim în primul rând pe noi înșine. Sper că am lămurit puțin ce înseamnă karma în viziunea înțelepților orientali. Însă pentru o înțelegere mult mai documentată și amănunțită, vă recomand cartea lui Taisen Denshimaru Zen și Viața Cotidiană, o adevărată culegere de înțelepciune pentru a putea să dobândim și noi de-a lungul vieții o karmă bună.